покупку лутку, глина, фак бижутерии, брелоч, себе где-то кола. Тот фак мы не лимели. Вел фать тай сам у магазин майка с вентлука и лимели. А вел фать тай к пимени луми с ма куноска, ши маймут ши вент. Astăzi la eveniment am venit cu lucrări confecționate manual, începând de la elastice, broșe, cercuri. Pe lângă că avem dizabilități, mai arătăm lumii întregi că avem și unii abilități care le ținem închise între patru pereți. Eu la acest eveniment social-economic am venit cu o mică expoziție fotografică din colecția mea de fotografii. Reușesc să transmit o parte din mine în poze și este un eveniment foarte bun și binevenit pentru integrarea și dezvoltarea persoanelor cu nevoi speciale. Este un eveniment inedit pentru prima ediție și asta e foarte important pentru noi. E destul de greu de organizat, deoarece persistă un șir de stereotipe care sunt legate de această categorie de oameni. Noi încercăm astăzi să le spargem, să demonstrăm că, în primul rând, nu contează dizabilitatea, ci abilitățile pe care le posedă și pe care le au persoanele cu dizabilități. Vrem, în primul rând, șanse egale, mai mult nimic. Actually, in all what we do, we include this dimension of inclusion. That means for people with disabilities, vulnerable people, so it is there in all programs. And we also have small grants for activities like the one of today. And there we also focus on this inclusion and equal opportunities for all Moldovan. Este un eveniment extraordinar pentru că pune accent pe abilitățile persoanelor cu dizabilități și văd că vine foarte multă lume ca să admire aceste lucrări făcute manual de către aceste persoane și pot spune că este foarte important că accentul la evenimentul de astăzi anume se pune pe antreprenoriat. În sfârșit, încetul cu încetul, trecem de la modelul de caritate medical la cel social atunci când vorbim despre persoanele cu dizabilități. Ideea este foarte frumoasă și trebuie susținută de către toți. Cu pași foarte mici lucrurile se întâmplă într-o perspectivă pozitivă, vreau să spun, dar este nevoie încă de multă implicare, deci lucru și suport din partea tuturor.